panică într-un avion pe ruta Cluj-Napoca-Dublin. După o oră de la decolare, aeronava s-a depresurizat și în cabină a început să miroasă a ars. Înnebuniți de teama că vor muri, oamenii au început să strige. Ca să evite o posibilă tragedie, capitanul a aterizat de urgență pe aeroportul din Bratislava. Decizia comandantului a fost luată ca măsură de precauție în urma activării unor senzori la bordul avionului, care au indicat o posibilă depresurizare a cabinei. Echipajul a informat pasagerii cu privire la această situație și a activat măștile de oxigen conform procedurilor standard. Pasagerii au fost cooperanți cu personalul navigant. Situația nu a pus în niciun moment în pericol securitatea pasagerilor sau a echipajului. Urmează ca aeronava să fie supusă verificărilor tehnice. Au transmis reprezentanții companiei aeriene Blue Air. În aeroportul din Slovacia, pasagerii au primit mâncare și băuturi din partea companiei și ulterior au fost îmbarcați într-un alt avion.